Wow. Viața cu lui. Opera domnului Anderson. Toți preferăm anumite părți ale zilei de școală. A mea era prânzul, sigur, mâncarea nu era prea bună și cantina mirosea ca o sală de sport, dar compania era excelentă. Hei, ia loc, lui! Dar într-o zi echipa s-a schimbat. Cine e singuraticul? E nou! Tocmai s-a transferat. Îl cheamă Sean. Și nici măcar nu-l scrie cu ș. Bună, Sean! Hei, ce face Ginny? Nici măcar nu-l cunoaște. Ba-l știe de la ora de mate. A stat lângă el. Poate n-a avut de ales, poate era singurul loc liber. Lui Tadlor, faceți cunoștință cu noul meu prieten, Sean. Bună, Sean! Îmi pare bine. Vă deranjează dacă stă cu noi? Nu te supăra, dar pur și simplu nu mai e loc. Așa-i. Lui îi place să-și schimbe locul după fiecare fel. Nu-i nimic, aici e bine. O să vedeți. O să vrea să împărțim și mâncarea noastră cu el. Știu de ce e în stare. Am multe bomboane. Vrea cineva? De ce e în stare lui? Hei, Jenny, vrei să te ajut? Îți duc eu cărțile. Mersi, lui, ești drăguț, dar Sean s-a oferit deja. Sean, dar mai treci pe la mine, nu? Trebuie să te învăț o șmecherie cu bicicleta. Ții minte? Aș vrea, lui, da. Ești gata, Jenny? Pe mâine, lui. Mă rog. Ține-te bine. Hei, ia-o mai ușor, încetinește. Nu-mi venea să cred, Ginny și eu eram bun prieten de la începutul lumii. Dacă tipul ăsta și închipuia că se mută în orașul meu și îmi fură iubirea vieții mele, făcea o greșeală, o nebunie era. Bravo, încerca să o câștige cu trucul. N-aveam de gând să renunț la ea fără luptă. Aveam nevoie de un plan, iar soarta mi-a oferit unul. Sfântul Valentin, marfă. Dacă asta nu dă gata, nimic nu dă. Ce ți-am spus? Ginny, vreau să-ți spun... Hei, Ginny, uite! Wow! Ginny, fii prietena mea. Wow, ia uitați-vă! Cu dragoste, Sean! Cred că e de ajuns. E cel mai frumos cadou de Sfântul Valentin pe care l-am primit. Ce grozav e, Sean! Oh, da, e cel mai grozav. E tare. Fii prietena mea, Suzy. Michael, ești atât de grijuliu? Da, știu. Trebuie să plec, întârzi la repetiția orchestrei. Bine, poate ne vedem de... Sean, așteaptă-mă! Sărbători fericite, Ginny. Uite, mamă, sărbători fericite. Lui, nu trebuia. Nu te-am balat prea tare. O zi proastă. Mamă, cum l-ai făcut pe tata să te placă? Oh, lui, nu poți face pe nimeni să te placă. Se întâmplă. Cum s-a întâmplat cu tine și tata? Era o seară caldă de iulie la Chicago. Tocmai mă mutasem în oraș. E de ajuns. Ce vreți să faceți acum, fetelor? Vreți să ne jucăm gin rummy? Noi am avea o idee mai bună. Cărți nu vreți să jucăm? Pot să fac prăjituri. Oh! Și atunci am auzit-o. Nu era doar muzică. Era cea mai romantică melodie pe care o auzisem. Era tata, nu? Cine? Oh, tatăl tău. Da, era și el acolo. Ce drăguț! Uitați-vă la el! Ce drăguț! Mulțumesc, Bobby, și acum întorci de peste ocean. Vă rog să aplaudați pe soldații! Tremur toată! Oh. Trebuie să fie o glumă! Mulțumim foarte mult! Simțim că ne iubiți! Gata. Începeți, băieți! Hopa! Am uitat să curăț valva de scuipat. Fii atent! Ce greșeală! Și atunci am știut că întâlnisem omul cu care mă voi mărita. Asta este pentru domnișoara din primul rând, care e udă luarcă. Gata, băieți! Și după 6 luni, pe 27 februarie, ne-am căsătorit. Nemaipomenit, mamă. Să vedem dacă mă ajută pe mine. 1, 2, 3. Deloc. La 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 la. Hei, dă-te la o parte! Tată, cum ai convins-o pe mama să se mărite cu tine? Ce tot spui acolo? Uită-te la mine! Crezi că a trebuit să o conving? Deci, vrei să știi cum am cunoscut-o pe maică-ta? Așează-te aici, lui.
Să-mi stau? N-ai putea să-mi faci rezumatul? Sunt lui anii 40. Mama a zis că era Chicago. Un oraș e un oraș. Era o noapte oribilă de iarnă. Mama zicea că era vară. Ei, cine spune povestea? Eu și băieții eram la sfârșitul unui alt turneu cu casa închisă pe continentul SUA. Tocmai voiam să terminăm când... Asta e pentru fata drăguță care tocmai a intrat. Dansați? Aș fi onorată. Stai puțin! Cum rămâne? Chiar mi-ai dedicat mie cântecul acela? Exact, păpușo. Dansezi? Cu plăcere. Tata. 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 Ce? Unde eram? Da. Mă rog, în fine. După 6 luni, eu și mama ta ne-am căsătorit. N-o să uit ziua asta nici când. Februarie 28. Mama zicea că era 27. Ce știe ea? A fost acolo? Muzica lui. Îți spun eu. Cheia către inima unei femei e muzica. În fine, un sfat bun de la tata. Asta e. Există o prima dată pentru tot. Am intrat în orchestra școlii. Știam că în câteva zile Ginny va recunoaște talentul meu natural. Și atunci va fi a mea. Stop! Oameni buni, ce-i zgomotul ăsta? Urechile! Sângerează cât 1000 de urechi. Voi trei, trompetere, de la cap. Lui! Stop! Cum a fost? A fost ca și cum 1 milion de table au fost zgâriate de 1 milion de unghi timp de 1 milion de zile, lui! Iau! Ah, mersi. Pot avea un solo? Poate că trompeta nu e instrumentul tău, Louis. Vino să vorbim la prânz. Prânz? E ora mea preferată. Clarinetul? Ai putea deveni ca marele Benny Goodman. Fă-l să cânte. Mă rog, trombonul este sufletul suflătorilor. Poate ești viitorul Glenn Miller. Fă-l să cânte. Fă trei ture, Anderson! Poate nu mă integrez, domnule Morini. Nu. Există muzică în fiecare copil. Trebuie doar să găsim instrumentul potrivit ca să vedem asta. M-am prins. Tuba. Ancora uriașă a navei mărețe. Melodia. Cred că ancora uriașa melodie mi-a zdrobit plină. Dacă poți o ții, pentru mine e suficient. Ia-ți tuba acasă și exersează! Era tot ce-mi lipsea. Hei, Ginny, vii la mine să exersăm? Oh, Sean! Hei, tubituba, nu-mi cap pe ușă? De ce nu mi-a dat o pianină? Oh, e chiar micul meu muzician. Micul tău muzician se duce în pat. Nu ai uitat ceva? Exersează! Trebuie să exersezi la instrument. Nu te poți baza pe cromozomii mei muzicali mereu. Gata. Și 1, și 2, și 3. Care-i problema? Nu aud sunetul tubei. Încerc. Haide, lui, trebuie doar să sufli. Păi suflu. Mai încearcă, o să-ți iasă. Sună destul de bine, tubarule. Mm.
E timpul să-ți lucrăm suflul, băiete. Hei, băieți, așteptați! Lui era acolo, vă spune el! Unde eram? În orchestră, n-ai auzit solo-ul lui Sean? A fost mărez, nu-i așa lui? Știți, a improvizat toată bucata, e uimitor, e genial, e talentat, nu-i așa? Asta e Sean, da, super talentat, ce uriaș, colosal talent! Și un, și doi, și suflă! Când termin cu asta, am un cauciuc dezumflat în garaj. Crezi ce vrei, Andy, dar ne-am căsătorit în 27 februarie. Era 28! Îmi amintesc de parcă a fost ieri. Ce zi a fost ieri? Duminică. Fals. Ieri a fost luni. Bine, îmi amintesc de parcă era alaltă ieri. Ne. De ce scrii în certificatul de căsătorie 27 februarie? Primăria a greșit. Era 28 și gata. Nu-mi spune că nu știu ziua în care m-am măritat. Nu uit aniversarea. Și știi că memoria este atul meu. Andy? Cere-ți scuze? Asta numesc eu muzică! Marfa! Da, da, da! Minunat! Parcă un cor de îngeri îmi dansează în creier! Nu uitați de concertul de vineri seara! Lui, vreau să vorbesc ceva cu tine. Care-i treaba, domnule Morini? Lui, sunt umplut de mândrie pentru tine. Și de aceea vreau să ai asta. Ce e asta? Solo-ul tău de tubă pentru vineri. Un solo? Stai puțin. E doar o notă. Ah, dar nimeni nu va cânta în momentul acela. Și asta înseamnă tu fișul meu de azalee, că e un solo. Și vreau ca tu să cânți apusul lui. Cu o notă? Cred că e cel mai scurt apus din istorie. Grozav! De parcă nu-l văd toată ziua! Hei, nu mi-am închipuit că ești până și meloman. Glumești, Jensen? Am muzica în sânge! Ar fi bine să rămân acolo. Te-am auzit cântând sub duș. Emoții lui? Da, am emoții că nu o să stau treaz până ajunge la nota mea. Eu am, toată familia mea e aici. Abia așteaptă să audă solo-ul lui Sean din partea a doua. O să aibă o surpriză, nu? Atențiune, atențiune, luați loc, micile mele genii. E timpul să vă arătați talentul în fața lumii. Genii avusese dreptate, pe toți îi aștepta o surpriză. Oh, uite-l acolo. Dar nu avea să fie o improvizație de saxofon în mijlocul cântecului al doilea. Asta e partea de care ți-am spus. Adică, hai să fim serioși. Cât de greu poate fi să improvizez? Pur și simplu inventez pe parcurs. Te ducem acasă. Lui, ai cântat foarte drăguț. Da, toată lumea vorbea de solo-ul tău. Mergeți voi înainte, o iau pe jos. Ești sigur, Lui?
Lasă-l în pace, dragă. Știi cum sunt artiștii. Au nevoie de liniște. În drum spre casă m-am hotărât că era timpul să o las moartă. Cariera mea muzicală făcuse prea mult rău omenirii și era timpul să o îngrop. Nu o să mai cânt niciodată la tubă. Poți să ies acum, Andy? Mai ai puțină răbdare, iubito. Ce se întâmplă, tată? Sărbătorim lui... Acum 19 ani am convins-o pe mama ta să se mărite. Dar abia e 27 februarie. Ai zis că aniversarea voastră e pe 28. A, nu, lui. Mama ta avea dreptate. Aniversarea noastră e pe 27. Vrei să știi cheia spre inima unei femei? Să admiți că ai greșit. Chiar și când nu e așa. Și dacă ai greșit? Îți ia adio de la demnitate, îngenunchezi și o implori pe fată să te ierte. Dar rezultate mereu. Gata, scumpo! Sunt aproape gata! Stai! Nu am cadou! Ia, ai greșit, tu, barule! Uite aici! Citești-o, învață-o, cânt-o! Tommy, suntem gata! Bine, vin acum! Aici, băieți! Gata, scumpete! Poți să intri acum! Oh, Andy! Asta e pentru fata din primul rând! Și audă loarcă. La mulți ani, începeți. Hai, băieți! Lasă-mă să-ți spun, iubito, că te-am iubit mereu. Spune-mi și tu în șoaptă că mă iubești și tu. Păstrează lumina dragostei în ochii tăi albaștri. Da, 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 iubito, spune-mi că mă iubești. Că trebuie să-mi cer scuze la școală pentru ce făcusem, dar deocamdată trebuia să fac ca tata, să-ți spun adio demnitate și să implor iertare. Cine? Hei, cine? Lui? Ce faci aici? Știi cât e ceasul? Da, e timpul să fac ceva ce trebuia să fac mai demult. Ți-am scris un cântec. Ascultă-l, te rog. Genii regret nespus tot ce-am făcut. Am stricat concertul. M-am făcut de râs. Ogi, înțelege-mă. Te rog, iartă-mă, îți cer iertare. Genii regret nespus. Am fost exagerat. Liniște, eram prea gelos. O, Gini, înțelege-mă. Te rog, iartă-mă, îți cer iertare. Ce părere ai? Lui? Da? Am doar un lucru de spus. Gini, la telefon. E Sean. Îi spui că îl sun mâine? Am de lămurit ceva aici. Ce aveai de gând să-mi spui? Doar atât. Mai cânt o dată, lui. Gine, sunt gata. Să stau la coada. Dacă la anul o să fii iubita mea. Fă treitura, Anderson!